Ratați-mi voi de aici drum. Dumnezeu e totul într-o toate și într-o nimnea nimic. Și cum dacă e totul într-o toate și într-o nimnea nimic? Ori e totul într-o toate și nimnea nimic, ori e nimnea nimic și nu-i totul într-o toate. Altă, că-s atâta de știți. Zic, un prost arunc o ceată într-o baltă, nu pot o scoate, nu e de știți. Voi să o scoateți. Scoateți-o voi. Nu o să percepe. Și al doilea termen, pentru a deschide ușa, pentru discuția teologiilor, energiilor necreate. Dumnezeu, din toate tuturor se cunoaște și de nimic nimărui. Și aia asta de ce e? E la capă, e încuiată de amândouă părți. Dar, bă, bă, dacă vreți, discutăm lucruri așa de înalt. Dar s-o gândi, cum e asta, măi? Și din tuturor, din toate se cunoaște, din nimic nimărui. Și iarăși, totul, Dumnezeu e totul într-o toate și într-o nimnea nimic. Ne uita unul la altul, dar aici a râdit Danil. Făcută doctorul, înțelegeți, și a venit aici. Și a căutat aici. Eu i-am întrebat, măi, fratru, eu nu știu că asta. Dacă a venit aici, vorbesc și eu și știu. Că mie mi-a dat mie la Dumnezeu memorie, să țin minte, prin câte cărți am trecut. Dar fiindcă am venit atâta teologi, și ce vă fac? Cu două doctorate, cu trei, mamă, curte și era aici. De cui ce? V-am spus că Dumnezeu e totul într-o toate și într-o nimeni a nimic. Hai să pornim de aici. Cum? Trebuie să-l explic, să te așa și să uitați, Domne, aici e o taină mare. Pentru că goleșiudă că n-au acum energie necreate ale Duhului Sfânt. Că a fost discuția așa mare cu Balaam și Acedim în secolul XIV, cu chestia Isehasmă. Pentru că nu se poate descurca și cine mai grele probleme de teologie fără acestea. Cu alte confesiuni. Uite cum că în lumea inertă, lumea fără suflet, soarele, luni, stele, pământul, pietrele, metalul, în lumea inertă, fără viață, Dumnezeu e totul într-o toate ca creator, că El a făcut. N-am făcut un om. Soarele și luna, stele și pământul și pietrele. Și într-o nimenea nimic după ființă, că de ființa lui nu se atinge lumea inertă. Vezi că totul într-o toate, dar cu una de însușit, cu creația. Ca creator, dar nu ca ființă. Că de ființa lui nu s-a atins. În lumea vegetală, toți cei verzi de pe pământ, toți codrii, din toate țările, din tot munte, toți cei verzi, prin țane, prin șesuri, prin câmpii, în mări, tot ce crește, lumea vegetală. Toate, Dumnezeu este creator de viața firii, suflete fără de sânțări. Și într-o nimenea nimic după ființă. Cum viața ființă? Păi dacă vezi că copacul ăsta crește, și iarba crește, și toate crește, scad, au viață. Dar au suflete fără de sânțări. Dar sunt antoni cu nici locale. Cum fără sânțări? Eu iau toporul și tai copacul ăsta, îl doare? Nu-l doare. Că n-are suflete cu sânțări. Eu iau o coadă și cosez iarba de aici. O doare? Nu-l doare. Ele au numai viața firii, suflete fără de sânțări. Crește, scad, dar fără să le doară. Deci Dumnezeu în lumea vegetală este dătător de viața firii, suflete fără de sânțări și este ca creator în toate acestora și dătător de viață. Dar suflete fără sânțări, însă de ființa lui nu s-a atinge. Într-un nimeni nu-i nimic după ființă. Ducă în lumea animalilor, toți cei dobitoc, animal, și are în pădure, târătoare, șerpi, toți peștii din ape, toate păsările șerpi, toate angheliile, albinele, muștele, tântare, toți ce există cu viață în ele, asta e lumea animalilor, așa și arilor, așa târătoare. Dumnezeu este totul într-o toate ca dătător de viață și suflete cu sânțâși, dar fără de minte. Dar de ființa lui
într-un nimnea nu-i nimic, ființa nu s-a atinge de ele. Le-a dat Dumnezeu suflete cu simțiri, cu un miel, dacă îl taie, îl doare, sau un vițel, sau o pasăre. Și toate șearele din lume, și toate dobitoase, și toate păsări, și toate angerile, și toți peșii, și toate au viață, au suflete cu simțiri, dar fără de minte. Și atunci a făcut comentar unul bătrân. Eu spuneam și ascultau, spun. Și aș veni să vadă vorbit aici. Da, vorbiți, și-a venit aici. Și-ar părea ceva de întrebare, semnul întrebării. Spune, cum? A spus că suflete cu simțiri, dar fără de minte. Au dobitoașe, de păsări, toate detuitoare din apă, din aer, de pe uscat. Sunt un nimenea nimic, adică nu s-a atins de ființa lui Dumnezeu. Așa. Dar zice Scriptura așa, cunoscut a bou pe cel ce l-a dobândit pe el și a asinui ieslea Domnului său. Iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și a fost și papagalul care dacă este una face și el. E câinele deștept, e calul deștept. Și ia zice Scriptura, cunoscut a rândunica și turturica vremea ei și soare. Iar Israel nu m-a cunoscut. Și vezi? Aici Adam se dește ca o șerion fie de minte. Turturica și rândunica și boul și asinul. Și celelalte perătoare și papagalul, că zici că de și câinele și calul. Vezi, zici, ca un fel de minte. Dacă vezi, zici, aceasta huliță Dumnezeu pe Duhul Sfânt. Uite atât, spune. Când auzim pe Duhul Sfânt, când ne spune clar, și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a cu dobitoace și de fără de minte. Și dacă Duhul Sfânt spune că e fără minte, de unde spune atacă boul și așa nu are minte? Cui te împotrivești? Măi, o luam notă, tot. Dar... Și atunci, dacă vezi, ne atacă cu coșul și antenul și papagalul și are minte, cui te împotrivești? Mie? Când Dumnezeu a spus că n-are minte dobitoare. Dar zice, are, ia ca și are, stai că ne-am oprit, are ceva. Că Dumnezeu l-a dat și l-a așezat suflet de cusântâri, dar le-a mai dat ceva. Priceperea firească. Îi auzi toate puterea omului. Omul are 10 puteri după Sfântul Efrem. 65 sfântări din afară și 65 de la minte. Mintea, gândul, cugetarea, alegerea și hotărârea. Iar auzi toate puterea omului este priceperea firească. Zică aia care zic mă ta care au mintea, au altceva, au instinctul sau priceperea firească. Și calul, și câinele, și... papagalul, cum ai zis, măgarul și boul și oricare, vezi că au pricepere. Asta nu-i minte. Îi auzi pe cea puterea minții omului, priceperea firească sau instinctul, prin care ele știu și să apere viața. Cunosc pe stăpânitor. Știu să păzească de primejde, știu să hrănească, știu să ferească, da. Asta le-a dat Dumnezeu și lor pentru viața de aici. Dar nu-i minte, priceperea firească, îi auzi toată puterea omului, am ajuns după Sfântul Părinte. Deci Domnul între aceste toate au suflete cu simțiri, au instinct priceperea firească, dar nu au minte. Și de aceea nu se atinge ființa lui Dumnezeu. Dumnezeu e totul într-o toate, ca dătător de suflete cu simțiri, dar nu s-a atinge, că de ființa Dumnezeu nu s-a atinge. Și apa am trecut la om. Zic, uite, azi vară, în luna lui iulie, la ora 9 seara, un copil din Jugoslavia a dat natalitatea poporului de la ONU, așa, în ziua aia, am văzut în ziua. S-a dat că până atunci s-a venit 6 miliarde de populație pe glug. Că acolo natalitatea cât se nasc într-o zi, tot e scris, cât mor. La evidența natalității popor. La ONU, da. La ONU. Se nasc cam pe minut, așa, 5-6 mii. Până la 10 mii se nasc pe minut. Și mor mai puțin. Totdeauna mai mult se nasc, ca să iei lumii mai mult. Și atunci am venit 5 miliarde de populație pe glob.
Acestea sunt oameni. Și Dumnezeu omul i-a dat să suflete cu sâmpit. I-a dat să prisiepere. I-a dat să minte. Și l-a făcut și Dumnezeu, dar nu după fiind. După da. Eu am zis, Dumnezeu sunteți și fiii celui prea înalt tot. Saltire. Și apostolul Pavel a luat darul punerii de fii și al înfierii în baia noastră de a doua și al înnoirii Duhului sunt îmbătesc. Ne-am făcut fiul lui Dumnezeu, dar nu după ființă, numai Hristos de după ființă. Dar, deși omul se împărtășește și de minte, și de pricepere, și de cele 10 puteri, și de viață, și de toate, dar de ființa Dumnezeu nu s-a atinge, că e fiul Dumnezeu după dar, nu după. Și așa în felul ăsta, așa în lumea oamenilor, a întregilor popoare, Dumnezeu este totul într-o toate, ca dătător de suflete cu sâmpit, dătător de minte, de imaginată, de memorie, toate puterile suflete. Dar în nimeni ne-a nimic după ființă, că de ființa lui nu s-a atins nici erogă. Abăteau din palme, era o răpaială aici pe aici. Măciorău cu blițul și alea. Eu pun lucruri subțiri, că erau actrița.